invitați la ședința extraordinară a Consiliului Local prin dispoziția primarului numărul 230 din 9-12-2021. Sunt prezenți 14 consilieri în total, din 15 în funcție, 13 fizic, domnul Mesteca online. Ședința se poate desfășura în condiții normale. Supun la vot, supun atenția dumneavoastră procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt obiecțiuni asupra procesului verbal încheiat la ședința anterioară. Dacă nu, cine este pentru? Unanimitate, mulțumim. Vă rog pe doamna președinte să preia conducerea. Bună ziua! Proiectul ordinei de zi de astăzi cuprinde 9 puncte. Și o suplimentare. Și o suplimentare. Pentru ordinea de zi. Da. Primul punct al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Unității Administrative Teritoriale al orașului Sfântul Cordova. Inițiator economic spațiu public, primarul orașului. Dacă îmi permite, doamna președintă, aș vrea să vă salut și eu pe toți care ați venit astăzi la ședința extraordinară. Am convocat un principal pentru că vrem să urgentăm niște lucrări, respectiv podul Dobru, care este impracticabil și vrem să avansăm repede cu licitația pentru reconstruirea lui, dar și pentru faptul că vrem să acordăm ajutoarele de încălzire și bursele copiilor înainte de sărbătorile de iarnă. Vă mulțumesc! Discuțiile acest punct. Cine este pentru? Unanimitate. Pentru rectificarea de buget. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei obiectivelor de investiții pentru serviciul public local de salubritate Sfântul Cordova, anul financiar 2020. Inițiator economic spațiu public, primarul orașului. Da, continuăm să cumpărăm utilaje noi și pentru serviciul de salubrizare considerăm că este necesar un tractoraș mai suplu, mai micuț, care se poate intra cu tracțiune integrală și care se poate intra și pe străzile pe care mașina de mare de gunoi nu poate intra. Ne dorim să ajungem cel puțin o dată pe lună la fiecare casă din Sălim Moldova, pe toate ulițele și să încercăm să facem o colectare mai eficientă a gunoaielor. Pentru cei care nu cunosc, la momentul acesta mașina de salubritate, datorită gabaritului ei și faptului că foarte multe uliți sunt înguste, nu poate să ajungă peste tot și ne dorim să mulțumim și acești cetățeni, pentru că și dumneavoastră plătesc în egală măsură taxele ca și cei care au ocazia să ajungă mașina în fața casei dumneavoastră. Respectiv, sperăm să corectăm această nedreptate foarte rapid. Discuțiile la acest punct. Cine este pentru? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei concepționale pentru realizarea obiectivului de investiții, intervenție în prima urgență, lucrări de intervenție efectuate pentru înlăturarea efectelor produse la cod 2002, de reversarea returentului totul, în orașul Zilei Moldova, județul Bacău, inițiator economic spațiu public, primarul orașului. Da, am reușit să terminăm documentația tehnică, să finalizeze proiectantul, când noi am făcut documentația tehnică pentru repararea acestor două poduri și trebuie, conform legii, să propunem aprobării dumneavoastră nota conceptuală, tema de proiectare și proiectul tehnic, respectiv punctele 3, 4, 5 sunt pentru podul numărul 2 și 6, 7, 8 sunt pentru podul numărul 3 de pe Dobru, după care ne propunem ca podul numărul 3, care acum este impracticabil, să scoatem repede la licitație din banii primiți de la Guvernul României pentru calamități. Respectiv, nu vom afecta la acest moment bugetul local din surse proprii. Să vedem cum o să se închidă licitația și alte aspecte vă vom ține la curent. Discuție. Cine este pentru?
obiectivele investiționale pe care le-am menționat mai devreme. Discuții? Cine este pentru? De asemenea, la punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice pentru același proiect. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivelor de intervenție din prima urgență, lucrări de intervenție efectuate pentru lăturarea efectelor produse la fotoblock 3, de reversarea torentului 2 în orașul Sălin Moldova, județul Bacău. Cine este pentru? La proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru proiectul care vizează podul Dobru 3. Cine este pentru? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice pentru podul Dobru 3. Cine este pentru? Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor bunuri referente obiectivului schipat în Moldova din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al orașului Sălin Moldova. Aici, dacă îmi permiteți să adaug câteva comentarii, pentru că sunt multe discuții în spațiul public, aș vrea să reamintesc că acest obiectiv Ski Park a fost făcut în asocierea dintre Primăria Sălin Moldova și Primăria Bacău și Consiliul Județean Bacău. Primăria Sălin Moldova a pus la dispoziție terenul și toate celelalte cheltuieli aferente proiectului, dar și investiția ca atare a fost înregistrată în patrimoniul județului, la Consiliul Județean Bacău. De 2 ani, de când s-a terminat monitorizarea, din 2019, avem comunicări făcute cu Consiliul Județean Bacău să deslușim această situație și să încercăm să funcționăm mai departe. Concluzia, în principal, a județului Bacău a fost că cel mai bine este ca această investiție să vină la primărie. Și datorat faptului că nu este foarte roză situația, adică la momentul acesta noi trebuie să găsim soluții să facem profit din acest telescaun. Dacă îmi permiteți, de acum nici nu o să-i mai spun pârtie de schi, pentru că se schiază foarte puțin. Dar noi, dacă o să-l folosim ca telescaun, vom reuși să generăm venituri. Sperăm noi foarte bine să gospodărim foarte bine această investiție și să generăm venituri mai mari decât cheltuielile. Este o provocare. Ne asumăm, eu personal ne asum și sper ca în maxim 2 ani de zile acest obiectiv să genereze venituri și vă spun că este important, foarte important, pe lângă diversificarea atracțiilor de sus, de acolo și să avem o zonă pentru tineret. Noi în Sălin Moldova nu avem unde să organizăm spectacole, să facem anumite activități, decât în partea de sus a pârtiei, unde nu am deranjat cu zgomoturi sau cu alte activități colaterale, nu am deranjat populația. Vrem să păstrăm localitatea liniștită și atunci credem că la momentul acesta soluția este una singură de a prelua și a integra și terenul și clădirile și echipamentele și să le dăm pe o mână bună de gospodar care să ajute și împreună cu evenimentele pe care le creăm și cu celelalte facilități pe care știți bine că ne-ați aprobat să dezmembrăm niște terenuri, vom scoate foarte curând la licitație în partea de sus pentru 2 restaurante și vrem să revitalizăm pe modelul altor telescaune care funcționează în România cu succes de foarte mulți ani, nu? Mă gândesc la Vatra Dornei, mă gândesc la Șuior, unele pe care le-am că dacă amintim de Poiana Brașov sau de altele, nu ne putem compara, că acolo situația este alta, dar sunt localități ca și noi care generează venituri din această activitate și sperăm să reușim și noi să dezvoltăm această zonă așa cum toți ne dorim, că asta este
Scopul o să încercăm să păstrăm locurile de muncă. Este o întrebare care circulă ce se întâmplă acolo. Da, se întâmplă că există acum angajați ai Consiliului Județean care vor trebui să participe la un concurs. După cum știți, nu se poate transfera personal. Nu este o formă juridică decât dacă ar fi funcționar public. Fiind persoană contractuală, atunci transferul nu se poate face și atunci societatea care va administra, pentru că noi propunem să administreze primăria Telescalul, societatea va, conform legii, va scoate la concurs posturile și vom face transferul practic prin concurs. Nu putem să facem altfel. Sper că am clarificat lucrurile și sper ca dumneavoastră să fiți de acord și să reușim să mai bifăm o o investiție, dar nu atât o investiție în stănic, cât o funcțiune atât de necesară. Toți spun că nu au ce face tineri în stănic. Și dacă aducem o discotecă în oriunde în stănic, în oraș sau de, în stațiune, sau de imediat nu doarme lumea. Și cum a fost, dacă campingul s-a ratat ca investiție, primăria nu mai poate să mai beneficieze de terenuri, de funcțiune de acolo. Eu cred că viziunea noastră de a dezvolta această funcțiune este bună, de altfel este trecută și în strategia de dezvoltare și cred că aceste funcțiuni pe care le vom dezvolta acolo, numai departe pârtia de săniuș sau un baby ski, ceva micuț acolo, care să poată funcționa chiar și când nu se schiază, pentru că e greu să faci zăpadă prin toată pârtia, dar pentru o zonă acolo de sus, unde lumea se ducă să practice sporturi de iarnă, cred că este fezabil să facem. Asta am fost, m-am documentat și la Azuga, am văzut cum se fac lucrurile și eu cred că avem șanse să facem și noi lucruri bune acolo. Mai suplimentăm cu 50.000 de RON. Practic, anul acesta, bugetul de investiții va crește la 3.598.000 de RON. O sumă record pentru localitatea noastră. Nu am mai avut, mai mult de 2 milioane nu am avut. Și cred că suntem pe drumul cel bun.